Sunt Victoria și vă prezint Starea Muncii. După aderarea la Uniunea Europeană, România a cunoscut o creștere economică aproape neîntreruptă. Beneficiile acestei creșteri au fost însă distribuite extrem de inegal. Nu doar că unii indivizi au beneficiat mai mult decât alții, ci regiuni întregi au fost trase în sus, în timp ce alte zone ale țării au avut foarte puțin de câștigat de pe urma creșterii economice și au rămas în urmă. Un recent studiu al Friedrich Ebert România ne arată că în anul 1990, imediat după căderea regimului ceaușist, 4 regiuni din 7 aveau un PIB per capita mai mare decât media națională. Aproape 3 decenii mai târziu, în 2018, doar 2 regiuni se situau peste media națională. Decalajul între diverse zone geografice a crescut în loc să se atenueze. Pur și simplu, unele regiuni au crescut fulminant, cum e regiunea București-Ilfov, al cărui PIB era de 136% din media națională în 1990, dar a ajuns la 227% în 2018. Iar altele nu au ținut pasul, rămânând în urmă. Spre exemplu, regiunea Nord-Est, care acoperă o mare parte din regiunea istorică numită Moldova, avea în anul 1993 un PIB per capita de aproape 2/3 din PIB-ul regiunii București-Ilfov, dar a ajuns la aproape un sfert în anul 2018. România a devenit din ce în ce mai inegală, atât de inegală încât putem vorbi de mai multe românii, nu de una singură. Studiul FES de care pomeneam mai devreme ne arată că, luând în calcul o serie de indicatori economici, demografici și sociali, putem vorbi de 4 românii. În primul rând, avem Bucureștiul, care e un caz aparte, foarte diferit de restul țării. Capitala e clar unul dintre câștigătorii proceselor de transformare post-socialiste. Din cauza unei intense concentrări a puterii guvernamentale, activității economice și cunoașterii, Bucureștiul a devenit motorul economic al României. O altă Românie e reprezentată de regiunile dinamice, economic și urbanizate. E vorba de 6 județe aici: Timiș, Cluj, Sibiu, Brașov, Iași și Ilfov, care stau mai bine decât media națională la aproape toți indicatorii relevanți, de la rata de ocupare, lucrători educați și până la speranță de viață sau medici de familie. În total, doar 5 milioane și jumătate de români trăiesc în București și regiunile dinamice economic. Restul locuiesc în celelalte 2 Românii, care nu au avut parte de aceeași dezvoltare. 10 milioane de români locuiesc în 25 de județe care formează ceea ce studiul numește mijlocul rural al României. Ponderea lucrătorilor din sectoare bazate pe cunoaștere este sub media națională, ca și nivelurile veniturilor în aceste județe. Migrarea către alte regiuni ale României, oportunitățile de muncă limitate și nivelurile scăzute de educație împiedică aceste zone să ajungă din urmă aglomerările urbane dinamice ale țării. În final, cea de-a patra și cea din urmă, Românie, e formată din regiunile rurale și dominate de industrii vechi, care stau foarte prost la aproape toate capitolele, de la număr de angajați până la speranță de viață sau venituri. Structura economică a acestor regiuni este dominată de sectorul agricol, iar unele din ele au fost puternic afectate de criza vechilor industrii ale epocii comuniste. Aproape 4 milioane de persoane locuiesc în aceste regiuni. Cele 4 Românii nu seamănă deloc între ele, așa cum nu seamănă nici destinele oamenilor care au avut norocul sau, din contră, neșansa de a se naște într-un loc sau altul. Cu toate astea, disparitățile regionale au făcut rar obiectul unor dezbateri serioase sau a unor politici publice coerente. Speranța că, de una singură, creșterea economică va rezolva problema inegalităților s-a dovedit falsă. Așa cum spuneam la început, inegalitățile au crescut în loc să se diminueze. Fără un set de politici naționale, dar și europene, care să ia în serios problema inegalității celor 4 Românii, decalajele socioeconomice se vor adânci, astfel încât cele 4 Românii vor avea tot mai puține lucruri în comun, iar asta va slăbi coeziunea și va crește neîncrederea. Dezvoltarea și bunăstarea din toate zonele unei țări este nu doar un obiectiv al politicii economice, ci și o chestiune de consolidare a democrației și de asigurare de oportunități și participare pentru toți.